Doamne și domnule, bine că ne-a regăsit. După o săptămână în care musai am putut să plec. Musai, musai, musai. Și am sperat că mă întorc în altă țară, una mai bună. Tot asta, dar una mai bună. Dar alta. Este e paradoxul pe care îl trăiește fiecare român când pleacă un pic în străinătate. Sunt chestiuni ciudate care se întâmplă. Comisia de la Veneția a făcut praf și pulbere și ordonanțele, și codul penal, și tot ce au făcut socialiștii ăștia, socialistoizii, de fapt, că n-au nimic în comun cu socialdemocrația, pur și simplu au dat de pereți cu competențele lor. Ca răspuns, tovarășul Slugărel a plecat în concediu. Acum să vedem dacă miercuri Iohannis va avea curajul să le spună celor din partide: Am văzut care. Cu fiecare partid, câte o jumătate de oră. Într-o jumătate de oră, la nivelul ăla de Cotroceni, se comunică, nu se consultă. Și dacă Iohannis, asta e de văzut, are curajul să le spună, băieți, așa nu se mai poate, jos! Jos cu ăla, cu ăla, cu ăla, păstrați puterea, guvernarea, pentru că v-ați asumat niște lucruri și acum. O să spun de ce. Eu știu că unii se gândesc, nu domnule, se dispară ea de la guvernare, se dispare de la nu știu ce. Dacă dispară ăștia de la guvernare, cine vine după ei va trebui să mănânce foc și par. Și ăștia vor reveni în 2020 pe cai mari spunând, vedeți, noi am vrut să vă dăm, dar ăștia v luat. Nu mai sunt bani de pensii, tătucă. Nu mai sunt bani de pensii și de salarii. Olguța, de la PSD, fostă la PRM, a anunțat că o să crească salariul minim mai repede decât era prognozat. Aici comportă mai multe discuții. 1. Au venit inclusiv sindicatele, care de obicei marchează și se luptă pentru creșterea salariilor, să spună că nu sunt de acord cu măsura asta. De ce o să facă praf și pulbere o grămadă de angajatori? Gândește că ai o companie mică cu 5 sau 10 angajați. Și dintr-o dată trebuie să dai salarii mai mari, tu nu știi dacă vinzi mai mult, și dintr-o dată plătești taxe mai mari la stat. Dintr-o dată amenziile sunt mai mari, dintr-o dată totul este mai mult ce trebuie plătit. Și ce o să faci? Din 5 rămân 4 sau 3, din 10 rămân 8 sau 7. <coughs> Va crește șomajul. A doua chestiune. De ce anunță creșterea salariului minim mai repede decât era prognozat? Pentru că ei speră, socialistoizii, Că, domnule, lunile astea să trecem, că nu n avem bani până la sfârșitul anului. Și atunci ei au calculat că intră undeva până la o jumătate de miliard în bugetul statului. Nu contează că după aia dau faliment o grămadă de firme. Acum să trecem anul ăsta. Să nu ne înțepe Iohannis cu, uite mă că n aveți bani. În momentul în care tu mărești salariul minim, productivitatea rămâne la fel. Importurile cresc în loc să scadă, producția ta este la pământ. Investiții în infrastructură n-ai făcut deloc. Educația ai pus-o la pământ. Sistemul de sănătate îți arată că jumătate din populația acestei țări este bolnavă. Ai băgat bani peste bani, peste bani, peste bani în ajutoare sociale. În 2017 le-ai crescut cu 14%, în 2018 cu 17%. Ajutoarele sociale. Te întreb, băieți, de unde ați bani? De la 800 de de bugetari, suntem deja la 1.400. Bă, oamenii ăștia trebuie plătiți. Taxele oamenilor ăstora trebuie plătiți. Cine o să le plătească? Ăla de la privat. Și ăla de la privat, ca să plătească, trebuie să... Bă, eu am fabrică de șuruburi. Dacă nu vând 1.000 de șuruburi pe zi, n-am cum să dau salarii. Dacă nu vând 2.000 de șuruburi pe zi, nu pot să plătesc taxe ar trebui să vând măcar 3.000 ca să fac un profit, să bag în cercetare, să bag în dezvoltare, să fac o afacere mică, să o duc către afacere mare. N-au de unde să știe băieții ăștia din socialismul științific lucrurile astea pentru că ei niciodată n-au lucrat la privat. N-au dat în viața lor un salariu. Probabil că n-au luat niciodată un credit din bancă dar nu ca să-și cumpere apartament sau televizor. Să dezvolte o mică afacere. Să vadă ce înseamnă să nu dorm nopțile. Oare ce să mai fac? Oare de ce s-o bloca factura la nu știu care furnizor? Oare cum să plătesc omul? Să-i dau prima dată omului salariu sau să mă duc în 25 să plătesc taxele la stat? Astea sunt dilemele pe care oamenii de afaceri din România le au. Și aici e o discuție și despre presă, tata. Presa din România s-a obișnuit să fie foarte elegantă, să mimeze eleganța. Adică dacă -l vedem pe Voiculescu la televizor, îi spune domnul profesor. Nu. Este domnul infractor de drept comun. Este un tip care datorează statului 60 de milioane de euro. Este un fost informator al securității. Îi se spunea Felix. Adică adevărul astea băgate sub preș, numai din sentimentul ăla că totuși noi gazetarii trebuie să fim un fel de popi care să să vorbim, să miorlăim frumos, nu cumva să jignim auditoriu, să jignim ceara din urechi. Nu te ducă. Discursul ferm, discursul dur, discursul, dacă vrei, bolovănos uneori, cu sudul el, dacă vrei, este uneori în măsură să-și creeze legitimități publice. Așa cum Revoluția din 89, conform legilor în vigoare de atunci, era ilegală, nu? Deci că Ceaușescu cu dăduse că n-ai voie să mergi mai multe de cinci oameni într un grup pe stradă. Revoluția după normele de atunci era ilegală, dar faptul că românii au vrut neapărat să aibă libertate a creat legitimități publice, după a, legitimități politice, legitimități sociale, legitimități istorice, ca am intrat și în NATO și în Uniunea Europeană. Inclusiv o să vezi imediat sindicatele vin și spun nu măriți salariul. Este pe ecran? Da. Acuză guvernul. Propunerile voastre sunt devastatoare pentru angajatori. Nu mai vin angajatorii să spună asta, ci vin sindicatele. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria economică a României ca sindicatele să apere patronatul și să spună nu măriți salariul mediu, măi guvernanților. Salariul minim. Pentru că o să nu avem de unde. Nu tipărim bani. Nu avem imprimantă de bani. De ce nu ajung banii de pensii? Că o să spui, domnule, dar au fost creștere economică. Gândește că ăștia și-au făcut prognozele pe creștere economică și bugetul pe 5,3 și de fapt creșterea noastră economică s-ar putea să fie undeva la 4. Deci 1,3 din PIB trebuie scoase de undeva. Și în loc să faci economii acolo unde chiar se poate, și o să-ți arăt imediat următorul link, tu ce faci? Dai în privat ăla care ține statul, monstruul ăsta de stat, cu 10 milioane de capete și cu o grămadă de neamuri care lucrează la stat. Uite aici, da? Creștere masivă a pensiilor speciale față de anul trecut. Pensiile speciale, dacă nu știați, pentru că nicio televiziune nu vorbește despre asta și nu înțeleg de ce, da? Dă pe ziare.com, da? aproape 4 miliarde de lei în doar o jumătate de an. 4 miliarde de lei noi înseamnă 900 de milioane de euro, aproape miliardul de euro în 6 luni. Gândește că într-un singur an, cu toate creșterile astea care se prognozează, o să ajungă la 2 miliarde de euro. Tu în loc să bagi 2 miliarde de euro sau măcar un miliard jumate. Sunt categorii care chiar au nevoie de pensie specială. Sunt categoriile care nu pot, de exemplu, să zici la un judecător, bă, nu ajung banii, iați un part-time sau iați al doilea job sau unui polițist sau unui aviator. Bă, sunt categorii profesionale care, într-adevăr, trebuie recompensate că e o muncă de uzură și o muncă cu muncă grea. Bun, cu condiția să o facă bine. Atenție! Deci tu ai putea să bagi un miliard jumate așa în investiții. De un miliard jumate faci autostrăzi. Sau te gândești, domnule, uite, lăsăm 5 ani autostrăzile deoparte, facem școli, băgăm în educație. Noi avem băgate în educație undeva la 2,8% din PIB. 2,8%. În timp ce legea votată de ei, de toți, spune că minim șase. Și atunci te întrebă dacă voi nu respectați legea. Eu de ce să o respect? Dacă pur și simplu a semnat voi acolo 6% din PIB pentru educație. Cum se poate asta să nu respecte? Înseamnă că eu mâine trec pe roșu. De ce? Păi doamne, dacă nu se respectă legea în țara asta și nu respectă legiuitorul, de ce aș respecta-o eu? Eu sunt mai prost? Într-o zi se va pune problema așa, așa. Bun. 2 miliarde de euro, tate. Nu au bani. Li frică să se atingă de ăștia cu pensiile speciale. Primii care tremură, nu e așa, și care fac gură, sunt parlamentarii. Ăia care au fost cei care, cum adică, nu mi veni venit pensia de 100 de milioane, păi mă enervez cu nervi la cap. Nu? Și atunci merg unde? Dau în privat. Când dai în privat, trebuie să te aștepți, dragă volguță sau lărguță, ca am înțeles că se zicea lărguța din Craiova, să te aștepți ca privatul să nu mai poată plăti. Sau să fac o grevă generală, ceea ce este absolut de dorit în România. O grevă fiscală, iar este de dorit. Sau pur și simplu să dea oameni afară. Și atunci sarcina aia financiară se mută de pe privat la tine, o Olguță, că trebuie să-i dai șomerului șomaj și după ajutor de după șomaj și trebuie să ții copilul la școală și tot felul de chestii de genul ăsta. Ei nu înțeleg că dacă privatul nu mai poate plăti, ei nu mai au pensii nici de pensii speciale și nu mai au nici bani ca să dea pensii de ălora care au lucrat 50 de ani sau 40 de ani într-un stat care le-a arătat dosul. Pur și simplu nu pricep. Și zicea Margaret Thatcher, problema fundamentală a socialismului este că se gata banii altora, tată. Socialismul niciodată nu lucrează cu banii lui. Socialismul vine, se uită la capitalism și când ajunge la putere, merge la capitalism și se spune Aha! Ești capitalist, să-ți bani. Nu mă, dar fă tu ceva. Nu pot. Eu, eu socializ, eu, eu lucrez numai la stat fac numai uh, din pix și mă doare în pix. Asta fac băieții. Uită-te cum se fac legile la noi. Bă, un, pentru un singur om, exact cum s-a schimbat legea pentru Ioan Aurel Pop, relu, rectorul and academicianul, ca să fie și academician și rector, s-a schimbat o lege, s-a pus în lege pentru un singur om, la presiunea unui singur om, o șmecherie. De ce? Ca să câștige la pensie 15.000 de lei. Și vezi imediat, în adevărul. este pe ecran. Da? Și dă mai jos, cine o ca sugarelă ăsta, da? Judecătoarea Lia Savonia, apropiată de PSD-ul, evident, a făcut presiuni ca Tudorel să nu abroge pensionarea anticipată, cum o ceru Comisia de la Veneția, ci doar să o amâne cu un an, prin ordonanță de urgență. Asta, fata asta, muierea asta, va candida în 2019 la funcția de președinte al CSM, de la PSD, da? unde este cel mai mare salariu din sistemul judiciar, deci va avea și cea mai mare pensie, peste 15.000 de lei. Deci noi, la o singură presiune, la unei singure persoane, către un singur ministru, de la un singur partid, dăm țara asta de pământ, ne facă e aprav de la Comisia de la Veneția. De ce? Ca să protejăm o pensie nu-mi trebuie 10.000, vreau 15.000 de lei de pensie. Bă, totuși, hămesala asta trebuie să se gate undeva. Trebuie să se gate undeva pentru că este pe banii noștri, tată. Da un comentariu pe ecran. Dă-mi, te rog, un comentariu pe ecran. Da? Zice Șvarț, seară bună, eu nu înțeleg pasivitatea românilor, de ce nu mai ies masiv în stradă? Să spun de ce nu se mai iese în stradă. Protestele sunt un fel de fitil. La un moment dat se aprind și ele trebuie să detoneze ceva. Ce trebuie să detoneze? Solidaritatea. Trebuie să ajungi la solidaritatea instituțiilor cu cei care protestează. Românii protestează în stradă singuri. Că sunt milion, că sunt 100 de sunt 500 de micăți, 100. Ei protestează singuri. În mod normal, instituțiile de justiție, instituție polițienești, pur și simplu, ar trebui să reacționeze la protestele, la îngrijorarea, la spaimele oamenilor care ies în stradă. Problema fundamentală este că instituțiile încep să intre încet, încet sub păpucul sau în șlițul Partidului Social-Democrat. Și în momentul în care vezi că instituțiile nu reacționează la nevoile tale, pur și simplu te gați. Știi ca fitilul? Te fâsâi. Nu poți salva o mână de oameni, chiar dacă sunt un milion de oameni, zilnic în piață, ei nu pot salva o țară. Țara trebuie să aibă mecanisme de autoapărare. Mecanismele de autoapărare ale unei țări sunt justiția, sunt educa educația, e justiția, e sistemul de sănătate, țara-nimia, cercetarea. Adică astea sunt mecanismele tată. Tu nu poți mereu să zici, eu sunt ăla care mă duc să salvez o țară. Salvatorul de la patria nu există decât în cărți sau când se întâmplă să curgă sânge, ceea ce nu este de dorit. Pur și simplu s-a epuizat combustibilul. Nu mai avem combustibil pentru ieșit stradă. Acum trebuie să reacționeze instituțiile. Între noi și Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană este singura care mai, care mai reacționează, este un vid care ar fi trebuit umplut cu parchetul general, pușcăria... Procurori, judecători, cu tot ăia despre care noi ne gândim, așa. Bă dar de ce nu-i bagă la pușcărie pe Au furat insule și au bătut joc de aia, duc România din Est în Vest, din Vest în Est. Ăștia nu pățesc niciodată nimic. Nu, nu pățesc niciodată nimic pentru că între noi și Comisia Europeană există un mare vid și nu se mai poate reacționa. Mai mult decât atât, există un mare, cum să zic, dispreț care ni se aruncă. Exact cum te scui pe unul în cap, așa scui pe Partidul Social Democrat în capul elora care mai muncesc în România onest. Vine, vezi de pe ziare.com, da? Comisia de la Veneția desfințează pur și simplu modificările aduse abuzului în serviciu, făcute în codul penal cu dedicație pentru Dragnea. Ai auzit ceva la televizor despre asta? Ai auzit așa cu doi tipi politicieni care povesteau. Pentru că ei s-au șmecherit. N-au mai zis ordonanța 13. Au zis, hai să băgăm noi niște fitile în legi, pentru că lumea nu este educată. Dacă ești inginer, dacă ești uh, profesor, dacă ești țăran, dacă ești strungar, nu ai educația necesară, educația juridică, despre asta e vorba, să pricepi șmecheriile, tertipurile, șopârlițele băgate în tot felul de legi. Și atunci nu reacționezi, că zici, bă, dar păi, asta e o chestiune tehnică, poate e cu dus și întors este ca ordonanța 13 în care deja, bă, lăsați-l pe ăsta în pace. Nu? Mai mult decât atât, urmează disprețul final de la Carmencita de la Videle, mâncați așa. Carmencita de la Videle probabil va rămâne în istoria noastră exact cum a rămas Lupeasca, aia lui Carol al doilea. Nu știa să facă nimic, dar toată lumea de aceea mă cred că e bună la altceva. Da? Ce face acum? Vezi pe Hodius. Colonelul ăla paraschiv, ăla de a fi, avea privirea fixă, ca un câine bolund și făcea semne cum să-i gazeze pe ea din piață, în 10 august, cel care a coordonat intervenția brutală la protest, este propus pre avansare pentru înalt profesionalism, responsabilitate și devotament în exercitarea atribuțiilor de serviciu, scrie News citând curs de guvernare. Adică, bă, noi așteptam ca asta să fie arestat în 24 de ore. Când tu îți ba joc de o mulțime pașnică. Când tu nu înțelegi că trebuie să extragi din mulțimea aia pașnică provocatorii și dai cu șpreiuri și dai cu, cu grenadă de la lacrimogene, mai moare și un om din cauza gazelor și este propus preavansare la general. Ăsta va avea pensie specială, tata. Să știi că toți aceia care au fost în piață, căs din România, căs din diasporă, vor cotiza tot, toți, și inclusiv eu, trăzini iar da? Cotizăm cu toții la pensia specială a ăluia, bolundul ăla care făcea semne cu mâna, acum dă cu grenada, acum dă cu spray, acum rade futui mama lui. Asta au făcut. Și deci, bă, acolo trebuia să, să fie pline pușcările, să facă apeluri publice procuratura. Domnule, nu mai avem locuri în pușcării. Atâția jandar de a tâmpiți am băgat în pușcărie că nu mai avem loc. Facem o chetă publică. Bă, care dă 10 lei? Care dă 15 lei? Trimiteam cu toții bani. făle le dracule, acolo cazarmă sau bagă-i la mina de sare, că avem nevoie de sare, că mâncăm sărat. Să pușcăm la 30 de ani. Înțelegi? Asta fac. Uită-te că așa se face și la nivel mai mic. Am văzut la poliția Constanța. Bă, o știre care pe mine m-a peste cap. Fii atent -ci, cu ce se laudă ei. Au făcut razie prin Constanța și lansează și un avertisment deosebit de ferm după ce au confiscat 273 de legături de leuștean și pătrunjel și ce -o mai fi acolo în legăturile alea. Adică despre ce vorbim, tată? Deci tu te bați cu țăranul? la care nu e făcut nimic. Și șase litri de băuturi alcoolice. Și șase litri de băuturi alcoolice. O bă, fi vândut unul niște must de la de de la bun sau niște turburel și o sări poliția pe el. Adică, bă, tu poți să faci chestia asta, dar la țăranul român este ultima poartă la care trebuie să bați. Prima dată te duci la Voiculescu și ne mă, unde se la 60 de milioane de euro. Te duci la Dragnea și le întrebi, bă, ia să vedem cât, cât salariu ai avut tu de ți-ai făcut casă pe Tristrăz. Te duci la ăștia, îl iei pe Sebighiță, o iei pe Udrea, iei pe toți șmecherași ăștia care au făcut taveri fără să aibă nimic în cap. În afară de insigna de partid pusă pe cheț. Acolo trebuie să reacționezi, tată. Și vii și te lauzi cu 273 de legături de verdeață. Bă, dacă era ministru de interne sau primar sau de cine țin ăștia de la poliția locală, desfințam poliția locală. Și le explicam, băieți, ăla țăranul ăla care a vândut pătrunjelul acolo, poate te-o ținut la școală în, la Mătancur, că n-ai învățat nimic în școala aia, de a ajuns unde a ajuns. Poate el și-a vândut încă 200 de, de, legături de verdeață să cumpere o carte, boule, pe care trebuia să o citești. Nu să te știești că ea la cur. Asta trebuia spus desfințam poliția locală instantaneu. Pentru că ei vin și aplică legea cu dedicație. A, este vorba de nu știu cine politician. Nu ne putem să trăiți. Scuze că v-am deranjat. Știu că aveți sechestru, știți, știu că aveți probleme penale. Suntem sluga. Ai prins un țăran care tocmai și-a scos morcov din pământ. L-a eras. De ce? Pentru că țăranul ăla nu are nicio putere. Are numai puterea pământului, aia de a te privi în ochi și a -ți da, ține mai că du la oraș, să ai și tu de o ciorbă. Atâta știu să facă de ne, ne ăștia. Eu la Vanța, bună seara, am o întrebare, știu că nu e vorba despre asta, dacă cu privești centenarul de 100 de ani, nu ar trebui măcar acum să-l dea dreptul și promisiunea minorităților de a -o semna și au promis la 918? Cred că și asta este un subiect bun. Ăsta va fi un subiect separat. Și m mai întrebat cineva, German Corina, ce s-a semnat la Cluj vinerea cealaltă. Vinerea cealaltă s-a semnat o declarație și au fost printre semnatari. Intelectuali români și maghiari. Prin care se spunea clar, se refuza în mod clar naționalismul de ambele părți. Și se spunea că naționalismul este o plagă care ne poate face rău tuturor comunităților din țara asta. Și că interesele românilor și maghiarilor din Transilvania sunt comune. De ce? Pentru că Transilvania este un spațiu de complementaritate. Ce înseamnă complementaritate? Înseamnă că fiecare cultură a dat câte ceva celelalte culturi. Și când fiecare cultură dă ceva celelalte culturi, să știi că toate culturile devin egale și devin la fel de, de, de bine de celebrat. Și atunci noi refuzăm naționalismul ăsta care apare acum cu toți mușchii umflați de centenar, și lângă naționalismul ăsta de centenar o să facem o emisiune separată. Și nu te gândi la declarația de la Alba Iulia, pentru că statul român n-a respectat-o niciodată. Declarația de la Alba Iulia este cel mai... Nici cum se zic. cea mai echipată idee pentru modernitate care a existat în secolul 20 privitor la statul român. Dacă statul român aplica prevederile declarației de la Alba Iulia, astăzi, noi, în toată România, eram, cum zic, atașați unei formule prospere, Știam ce înseamnă unitate în diversitate, înainte să ne spună Uniunea Europeană, știam ce înseamnă respectul față de celălalt, diferitul, cel care om visează în altă limbă maternă, și totul era minunat. Puteam să fim o Elveție, Tată. Știi că ăștia să tot le dau, e Belgea Orientului, dacă e Micul Paris, dacă e nu știu ce, nu, tata. Noi puteam să fim o Elveție frumoasă în care toate comunitățile naționale din țara asta, eu nu le numesc minorități, puteau trăi în liniște. Și, fii atent. Uniunea Europeană, după Brexit, va avea 27 de culturi naționale. România are în interiorul ei 27 de culturi locale și regionale. Unitate în diversitate pentru România este un vis sau o glumă? Cine să priceapă diversitatea? Dragnea? Cine să priceapă? Ludovic Orba? Cine să priceapă chestiile astea, Aici trebuie să le, țin, să, să le simți în seva ta. Dar discutăm noi despre asta într-o altă emisiune. Și, lângă naționalismul ăsta de care vă spuneam, se așează o chestie și mai spurcată. Poți să cauți, te rog, pe Google, punem cum să facem România mare din nou. Ca să vezi ce dau site-urile. Sunt o grămadă de site-uri de astea afiliate, să zicem, ideatic. În... Așa? Asta cu da. Active News. Da, da, da. Asta dă-i să se vadă. Ia uite acolo. Să facem din nou România mare, ieșind din Uniunea Europeană, 14 motive pentru Brexit. Băieții ăștia care promovează legionarismul sau neolegionarismul, care promovează ieșirea României din Uniunea Europeană, ieșirea din NATO, ei promovează foarte curvește. Adică ei zic, domnule, ce, 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 ne, ce frică ne este de ruși. Dar Uniunea asta europeană ne enervează că Bruxelles este noua Moscova, să vezi cum ce ne fac și cum nu mai suportăm noi, săracii români. Păi, tată, atâta vreme și nu ne poți face nimic. Dacă vreau un referendum, nu te mai interesa pe mine referendumul pentru familie. Eu nu pot hotărî dacă eu să iubească cu Mărie sau cu George. Nu-i treaba mea, nu îmi bag limba limba lor. Puteau să fac un referendum prin care să ceară o certificare publică. Măi, popor român, de diverse naționalități. Voi vreți să fie inclusă în Constituție că noi suntem un stat afiliat pe vecie valorilor Uniunii Europene și ale NATO? Că atunci se schimba treaba. Exact cum scrie că e național, unitar și bla 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 și indivizibil și individuibil, Puteai să scrii că tu ești membru și vei fi în Uniunea Europeană și NATO până când astea nu vor mai fi. Sau cât vor mai fi. Să mai o întrebare care mai multă lume. Ori. Da, te rog. aici. Unde? Felicitări pentru scrisoare. Pot semna și eu? Mai multe lume Se poate semna. Da, cred că se poate semna. Este publică. Puh, dar nu știu cum se poate semna. Nu, ce că eu am semnat-o. O, o semnat-o și de la distanță, și Cristi Pârbulescu, și Gabi Andrescu, oameni care înțeleg că Uniunea Europeană ne apropie și nu de desparte. Că vorbești românește, că vorbești ungurește, că vorbești sârbă sau romane, sau ce vorbești tu, Uniunea Europeană are atâta, atâta combustibil încât să ne ducă pe toți în spate și să ne împace pe toți. Și atunci, lângă naționalismul ăsta de centenar, îți vine încet, încet, știi, e ca chestiunea asta cu, cu roexitul, E ca, ca, atunci când vine la stop 1 și îți ceri un leu. Și tu zici, de aici, lasă-mă. Și îți mai ceri, du-te-mă, lasă-mă pace. Nu. Și te trage de mânecă că și îl împiști, du-te-mă de acolo. Știi? Și imediat apare de după, de după tufiș, fratele lui mai mare, fost boxer și dacă se poate condamna de trei ori. Deci lângă naționalismul ăsta, care e mic, te trage numai de mânecă, dă și mi un leu, mâncați-aș, dă nu, uite, vine miza mare. Miza mare este refuzul Uniunii Europene. Și chiar dacă urlă ăștia că vai ce frică ne este de ruș, este agenda de la Kremlin. Pusă pe Active News, așa cum ați văzut, pusă pe o grămadă de site-uri, pusă pe o grămadă de televiziuni care promovează astfel de personaje cum e ăla, de o dată afară din serie, Dragomir ăla, indiferent ce scrie, dacă este cu Roexit, îl vezi la antene. În care vine miorleitorul ăla de la 10 sara, miau, 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 predicatorul sau ce soarele lui, și începe să miorle acolo și simți așa cum se duce dracu tă libido. Când îl vezi pe el acum. Înțelegi? Între timp, în România se întâmplă lucruri urâte. Lucruri spurcate. Te baște rog frumos pe uh, mesajele mele private de la Facebook. Mm -hmm. Și pe mesajele mele private, vezi că este acolo un mesaj de la Marian Hrăguș. Da. Ăla vreau să stau și eu așa ca să-l comentăm împreună. Da. Dă-l mare. Crane, mare. Deschid poza sau care? Asta? Da. Nu, nu, nu asta. nu asta. Nu, nu, pe mesajele mele private. E pe a s-a trimis. Bun, unde bani? Mai, mai, sus, mai sus. Mai sus, că sunt până mai niște poze. Da? Să vă arăt niște poze. Domnul Marian Haragoș, sunt străinătate. Și mi a trimis niște fotografii. Este mama dânsului. Dă-i, dă, i dă, -i, dă -i pozele. Mama dânsului și-a pierdut un ochi. Are multiple fracturi la nivelul feței. Pentru că seara la 10 a căzut în acest șanț. Semnalizat așa cum îl vedeți. Da? Și o spart oasele feței, o rămas fără un ochi. Uite acolo. Da, e sau? Nu e străinătate, în România asta. Nu, el e în străinătate, Maria Haragoș. Haragoș. Da? Și ăsta este șansul. Nu, no, acum dă pe mesaj să vedem și unde s-a întâmplat. Da? Este mama mea, a avut un accident sâmbătă în seara, în comuna Vadul Crișului Bihor, în și și se întorcea acasă în jurul orei 10. Da? Merge, la spital și spune, domnule, nu știu ce faci să-mi plătești spitalizarea. Mai dă, mai dă mai jos. Da? Eu am și zis că o să iau legătura cu deputatul Ungureanu Musai, pentru că e o chestie de sistem de sănătate. Mai dă mai jos. Da? Am vorbit cu unul de-al meu, o să-i da poliția și cumva s-au unit să facă cercetare și că au fost să facă măsurători. Și, de fapt, firma a început astuparea. Trăgea o conductă de canalizare pe acolo și ai văzut. Mama lucrează la, la poște de aproape 30 de ani, din 2010, meni au țin la doar 6 ore plătite, iar lucrând și 12-14 ore pe zi. Asta e replata de sistemului în România. Uite-te, și vine să urle, acum 10 minute și-o luat bile de avion, am zis dacă vine miercuri, o să ne vedem. dă mai jos, mai jos, da, dă-i de, dă numărul meu de telefon, te rog, așa, mai jos, da, I s-a spus, domnule, du-te, Deci, au fost la centru de permanență din localitate, la urgență, și au spus, da, poți suna la ambulanță. Bă, băi, eu să sunt cu fața ruptă? Rămas fără un ochi? Și i-am spus, pot să fac publicazul cu nume și prenume, Da, dă mai jos. dă Nu știam dacă pot să intru pe Facebook. dă Uite. Dă-i, dă Și uite, tocmai mi-a scris fiul primarului. Deci, după ce o scris Ares Don Online, da, Vadu Crișului, știrea, tocmai eu scris fiul, fiul, primarului, probabil, din Valea Crișului și acum dă o imagine să vedem ce au scris. Ca să știm, chestia asta trebuie spuse. Ar fi bine să-ți măsori cuvintele față de taică, cred că de primar, așa, uite acolo. Continuă să citești ca să. Sau... Uite, nu cred că el se face vinovat pentru ce pățim, Că da? Ca să nu, că nu sport pe el e problema ta, nu mai în pe care le-ai dus aseară, că știi că Facebook e spațiu public și nu e pentru prima oară, o acțiune penală se poate face. Adică, bă, o să scoți? Când se întâmplă într-o comună, asta e o tragedie, să rămân, să rămân un om fără un ochi, să spargă oasele fet feței, pentru că era o lucrare de traversare, ceva canalizare, cum zice Marea rogos eu o să cer și părerea celor implicați de partea cealaltă. Ca să fie cât de cât. Dacă vor să dea, dacă nu vor să dea treabă. Da? Și în loc să zici, băcar, domnule, eu ca primar, mă pot să zic atât, domnule, îmi pare rău. O să văd cine a făcut lucrarea asta, ce semnalizare trebuie să fie, dacă o fost semnalizarea. Nu, domnule, noi ne spălăm pe mâini, nu știu, vele, ce ai pățit, ce, te -ai, ce nu te-ai uitat? La 10 seara, Că veneai de la muncă, nu? Adică, mă, până unde se ajunge? cât de mult poți coborî nivelul existenței în țara asta? Cât de mult mai poți să spui despre țara asta că este o țară? Că asta nu mai este o țară, tată. Asta este o conjunctură. Este o conjunctură în care niște șmecherași s-au băgat în politică și trăiesc bine pe spatele altora. Ăia care sunt de mijloc. Și există o plajă destul de mare de oameni care suferă în tăcere. Pe ei nu-i vezi nici la demonstrații, pe ei nu-i vezi decât prin spitale, târându-și picioarele și întrebând neamurile dacă nu știu cumva pe doctorul cutare sau pe anestezistul cutare. de acasă cazul ăsta va trebui să ajungă în atenția tuturor tovarășilor care sunt prin ministere și belesc belengheru, care sunt prin tot felul de direcții de, astea de sănătate și belesc belengheru și de aia când o să vină Emanuel Ungureanu aici, primul lucru pe care îl dau este ăsta și spun, uite tată, nu se poate întâmpla așa ceva. Suntem în secolul 21. Suntem în Uniunea Europeană. Dacă și el va duce cazul asta, pentru că e bătăios și o să-ți facă iar o grămadă de dușmani. Dar nu-i bani. Că nu-l mai interesează. Așa că nu mă interesează nici pe mine. Nu mai avem chef să vorbim frumos cu porcii. Înțelegeți? Chiar dacă unii spun, dar de ce suduiți? Sudui ca să nu dau în cap. V-am pupat. Noi ne vedem cam fiecare seară de acum înainte. Pa!